Turnul din Ciridungol, turnul din Ciridungol, Sam se ridică cu greu în capul oaselor, de la pământ. În prima clipă nu se dumiri unde se află, apoi însă întreaga disperare și mărăciun îl copăl și rănoit. Era în întunericul adânc din fața porții sub pământenea fortăreței orcilor, porțile de bronz erau închise. Trebuie că se prăbușise la pământ năucit de izbitura atunci când se năpustise în ele, dar cât să cuse acolo nu putea ști. Atunci ar fi fost în stare să mănânce jeeratic, atât era de furios și de deznădăjduit, acum tremura tot de fric. Se târ în patru labe spre porți și șlit urechea de ele. De dincolo, dintr-o mare depărtare, auzea abia deslușit voci arțăgoase de orci, dar curând și acestea încetară ori poate ajunseseră prea departe ca să mai răzbată până la el, și totul se cufundă în tăcere. Capul îl durea, ochii lui zăreau tot felul de luminițe părelnice în întuneric. Cu toate acestea Sam se strădui să-și vină în fire și să înceapă să gândească. Cel puțin un lucru era limpede, anume că nu avea nicio nădejde să pătrundă în bârlogul orcilor prin acea poartă. Putea să aștepte el mult și bine, poate chiar zile întregi, până să se deschidă din nou. Numai că el nu avea vreme de pierdut așteptând, timpul era deosebit de prețios. Și nu mai avea nicio îndoială privința a ceea ce trebuia să facă, să-și salveze stăpânul sau să piară în această încercare mai curând mi-e dat să pier, și oricum ar fi mult mai simplu așa, decât altminteri, își spuse mohorât în sinea sa, în vreme ce își vâra sabia înapoi în teacă și se depărta de porțile de bronz. Încet pe bâșbâite porni înapoi prin întunericul din tunel, ne îndrăznim să folosească lumina elfilor, și în timp ce mergea, încerca să pună cap la cap tot ceea ce se întâmplase de când părăsise împreună cu Frodoră răscrucea. n habar cât putea să fie ceasul, cândva între o zi și alta, după socoteala lui, dar nici numărătoarea zilelor nu mai ținuse. Se găsea în lumea întunericului, unde zilele lumii păreau să fi fost uitate, cum uitați erau toți cei care pătrundiau acolo. Mă întreb dacă ei se mai gândesc la noi și oare ce li s-o mai fi întâmplând lor acolo, își zise, făcând un gest cu mâna în aer, spre o bănuită direcție. Numai că întorcându-se prin tunelul lui Șelop, el se îndrepta de fapt spre miazăzi, nu spre apus. În lumea de afară, meleagul dinspre soare pune se apropia de crucea miezicelei de a 14-a zi a lunii martie, după calendarul din comitat. Și chiar în acele clipe Aragorn se afla în fruntea flotei cele negre, venind dinspre pelargir, iar meri cu rohirimi de-a lungul văicarelor de piatră. În vreme ce în mina stirit se înălțau flăcările și Pipin vedea cum creștea nebunia în ochii lui de netor dar între toate temerile și grijile, gândurile prietenilor se întorceau iar și iar la Frodo și la Sam. Nu-i uita seră. Numai că nu era chip să-i ajute și niciun gând nu era în stare deocamdată să vină în sprijinul lui Sam cel înțelept, fiul meșterului îndemânatic. Acum era singur singurel. În sfârșit ajunse la ușa de piatră a coridorului orcilor, dar cum nici de data asta nu izbuti să găsească zăvorul sau cârligul care o ținea închisă se cațără pe ea și o trecu pe deasupra, așa cum făcuse și prima dată, sărind fără zgomot pe pământ. La fel de neauzit se furișă spre ieșirea din tunelul lui Șelop, unde strențele plasei ei uriașe încă se legănau și fluturau în suflarea rece a aerului. așa îi se părea lui Sam că este rece, după bezna plină de miasme ce rămăsese în urmă, dar tocmai răcea la ei îl învioră. Ești cu multă ferea la afară. Tăcerea ce întâmpină era amenințătoare, Lumina, câtă era, părea mai curând ca la ceasul amurgului, la capătul unei zile negurate. Aburi nesfârșiți ce se înălțau din mordor și se vălătuceau spre apus treceau chiar pe deasupra capului, o învălmășeală colosală de nor și fum, luminată de jos de o lucire de un roșu mohorât. S-a mâșinălță privirile spre turnul orcilor și, deodată, în dreptul ferestrelor înguste, se-i viră niște lumini îndreptate în afara asemenea căutătorii unor ochi mici roșii. Te pomenești că sunt niște semnale, își spuse Sam. Teama de orci pe care și-o uitase o vreme în furia și disperarea lui, puse din nou stăpânire pe el. Cât cuprindea cu ochii, nu vedea decât o singură cale pe care ar fi putut-o urma. Trebuia să-și continue drumul și să încerce să găsească intrarea principală în îngrozitorul turn, își simțea însă genunchii moi și tremura din tot trupul își desprinse privirile de la turn și de la pereția ascuțiți ai fisurii din fața lui și își obligă picioarele îndărătnice să îi se supună încet, cu urechile ciulite. Refăcut drumul pe care venise, trecu de locul unde căzuse Frodo și unde duhoarea lui Șelob încă mai stăruia în văzduh, și mai departe, începu să urce. Până ajunse chiar în crăpătura unde își petrecuse inelul pe deget și unde văzuse trecând oastea lui Șagrat. Acolo se opri și se așeză, nu se simțea în stare să meargă mai departe. Ca și când, dacă apuca să treacă muchia crăpăturii de partea cealaltă și să facă primul pas adevărat înspre ținutul mordorului, acel pas era definitiv. Nu mai exista cale de întoarcere. Fără vreun gând anume, trase inelul afară și și-l puse din nou pe deget. În aceeași clipă simți mare apăsarea greutății lui și încă o dată, parcă mai puternic și mai insistent ca oricând înainte, răutatea ochiului mordorului, iscoditor, încercând să străpungă umbrele pe care tot el le zămislise pentru propria sa apărare și care iată că ca acum stăteau în calea neliniștii și a îndoielii sale. Ca și prima dată s-am descoperit că auzul ei se ascuțișe, în schimb ochilor lui lucrurile acestei lumile păreau subțiate, nedeslușite. Pereții stâncoși ai trecătorii erau palizi, ca și când i-ar fi văzut printr-o ceață, în schimb auzea undeva departe bolboroselile chinuite ale lui Șelop. Ascuțite și limpezi răsunau, parcă de undeva de foarte aproape, țipete și un zângănit metalic. Sam sări în picioare și se lit de stânca ce mărginea drumul. Se bucura că avea inelul cu el, căci iată că se apropia o altă oaste de orci mărșăluitori. Sau cel puțin acesta i-a fost primul gând dar își dădu brusc seama că nu era așa, auzul îl înșelase, strigătele orcilor veneau din turn și cornul cel mai înalt al acestuia se afla chiar deasupra lui, în partea stinga a crăpăturii. Tremurând tot, Sam se forță să se clintească din loc, era limpede că acolo sus se petreceau o mărșăvie. Cine știe dacă nu cumva, în ciuda poruncilor date, orcii se lăsase răpradă cruzimilor și acum îl chinuiau pe Frodo, sau poate că îl hăcuiau cu sălbăticie s-a urechile, o undă de speranță îi se trezi în suflet. Ar fi putut jura că în turn se dădea o luptă, orici se luptau între ei, șagrat și gorbag ajunseseră să se bată. Oricât de firavă era nădejdea născută din bănuia la lui, îi de ajuns ca să-și revină. Exista o șansă, chiar și mică. Dragostea lui pentru Frodo vinse orice alt gând și, uitând de primejdia în care se afla, strigă în gura mare. Vin domnul Frodo, vin acum. Alergă într-un suflet spre șaua trecătorii și trecu de partea cealaltă. Brusc, drumul cotea spre stânga și cobora abrupt. S-am intrase în mordor. Scoase inelul de pe deget, poate mânat de o presințire a primejdiei, izvorâtă din adâncul ființei sale, cu toate că în sinea lui nu-și dorise decât să vadă mai limpede. Ia să privesc eu răul în față, murmură el n-are rost să orbecăi ca prin în fața privirilor lui se ivi dintr-o dată un tărâm neîndurător, crud, aspru. Chiar la picioarele lui, cea mai înaltă creastă a munților doad, își prăvălea abrupt stâncile masive într-un hauntunecos. iar de partea cealalta acestuia se înălța o altă creastă, mult mai joasă, din a cărei muchie zințată și crenelată steiurile ca niște colți se desenau negre pe lumina roșiatică din spatele lor. Era sălbaticul morcai, inelul interior al zidurilor de apărare ale ținutului. Dincolo de acesta, la mare depărtare, dar aproape în linie dreaptă și peste o mare întinsă de întuneric punctată de focuri mici, se zărea o pălă la eurieșească. Și din aceasta se înălțau în coloane colosale vălătuci de fum, de un roșu sângeriu în partea de jos, dar negre în capătul de sus, unde se revărsa un talazul mișcător ce acoperea întreg blestematul meleac. S-am privea către Orodruin, muntele de foc când și când furnalele din adânc, mult sub conul de cenușă. Se încingeau și cu vuiet și bubuituri strașnice vărsau fluvii de stâncă topită prin fisurile adânci din pereții conului. Unele curgeau arzânde prin albilarci, către barad dur, altele coborau șerpuit spre șesul pietros, până se răceau și înțepeneau ca niște trunchiuri de dragon contorsionate, borâte de pământul chinuit. Într-un asemenea această frământare îi fudat lui Sam să vadă muntele Osândei și lumina lui ascunsă vederii celor care urcau pe poteca dinspre apus din pricina înaltului perete al masivului Efelduat, strălucea orbitoare pe fețele stâncoase și golașe, încât acestea păreau scăldate în sânge. Sam stătea ca trăsnit în lumina aceea îngrozitoare, căci acum, dacă privea la stânga lui, putea vedea turnul din ciridungol gol în toată puterea lui. Cornul pe care îl văzuse de pe partea cealaltă nu era altceva decât foișorul său cel mai înalt. Fața răsăritiană avea trei caturi teribil de înalte și pornea de pe un prag din peretele muntelui, aflat de parte jos, spatele se lipea de stânca uriașă. Ieșind din ea sub formă de bastioane ascuțite, unul deasupra celuilalt, tot mai mici pe măsură ce se înălțau, cu pereți verticali, măestrit sidiți, îndreptați spre nord-vest și sud-est în jurul celui mai de jos cat, la vreo 200 de picioare sub locul unde stătea acum Sam, era un zid crenelat ce închidea o curte mică. Poarta din latura de sud-est, mai apropiată, se deschidea spre un drum lat, iar parapetul exterior drumului urma buza unei prăpăstii, până când drumul făcea un cot spre sud și cobora șerpuind în întunecime, pentru a se un cu acela care venea dinspre trecătoarea morcul. Și de acolo continua mai departe, traversa inelul Morgai printr-o fisură zințată și ieșea în Valea Gongorot, iar de acolo mergea până la Barad-dur. Drumul îngust de sus, pe care se oprise Sam, cobora iute în trepte, prelungindu-se cu o potecă abruptă până la drumul principal, pe sub zidurile încruntate, nu departe de poarta turnului. Cum sta și se uita la toate acestea, s-a priceput deodată, aproape șocat, că această fortăreață fusese construită nu pentru a-i ține pe dușmani la distanță de mordor, ci pentru a-i ține înăuntru. Era una dintre zidirile gongorului, construită cu multă vreme în urmă, un avampost răsăritea îndurat pentru apărarea idilienului. După ultima alianță, când oamenii apiuzimii supravegheau ținutul ticălos al lui Sauron, ce mișuna încă de creaturile sale, dar așa după cum s-a întâmplat și cu turnurile colților, narciost și carciost, și aici strădania oamenilor a dat greș, căci trădarea a făcut ca turnul să cadă în mâinile mai mare lui peste duhurile inelelor, încât de ani fără de număr era în stăpânirea răului. De când se întorsese în mordor, Sauron descoperise că turnul îi era de trebuință, căci el avea puțini slujitori, dar mulți sclavi ai fricii, iar rostul turnului era acela de a împiedica orice fugă din mordor căci dacă se găsea vreun dușman într-atât de nechipzuit încât să încerce să pătrundă în taină pe acel meleac, turnul se dovedea un ultim străjer mereu la pândă, urmărindu-le pe cel care ar fi izbutit să treacă în observat de șelop sau prin trecătoarea morcul. S-a foarte bine seama ce puțină speranță ar fi putut el să aibă să se furișeze în jos, pe sub pereții aceea cu mulți ochi, și să treacă prin poarta străjuitoare și chiar dacă reușea, nu putea ajunge departe pe drumul păzit de dincolo de poartă. Nici măcar umbrele negre ce să lășluiau acolo unde nu răzbătea lucirea roșie nu l-ar fi ferit multă vreme de orice cu ochi ce zărea un întuneric. Însă oricât ar fi fost de fără de speranță acel drum, o încercare încă și mai rea îi stătea în față, nu să evite poarta și să scape, ci să intre pe poarta de unul singur. Se pomeni gândindu-se la inel, dar era un gând în care nu găsea alinare, ci doar teamă și primeștie. De cum zărise muntele osândei care ardea în depărtare, simți și cum se schimbă ceva în povara pe care o purta. Căci pe măsură ce se apropia de marile furnale unde fusese modelat și făurit într-un trecut îndepărtat, puterea inelului creștea, devenind încă și mai cumplită, fără a putea fi stăpânită decât de o voință mai puternică decât ea. Și cum stătea sam acolo, fără ca inelul să-i fie pe deget, ci a de lanț în jurul gâtului, îl simți parcă mărindu-se, ca și când ar fi fost învelit în propria sa umbră, uriașă și deformată, o amenințare colosală proiectată pe pereții mordorului. Înțelegea că de acum încolo nu mai avea de ales decât între a se de inel, cu toate călva chinui, și a și și a înfrunta puterea ce să lui în fortăreața sa întunecată, de dincolo de valea umbrelor inelul îl ispitea, rozând din voința și dreapta lui judecată. Mintea era bântuită de închipuiri nebunești, i se că-l vede pe înțeleptul sam cel puternic, eroul evului, traversând meleagul întunecat cu o sabie arzândă în mână, și o oștiri care se înghesuiau să vină la chemarea lui pentru a-i se alătura în marșul său împotriva turnului Baraddur. Și atunci toți norii se desfăceau și soarele strălucea alb, și la porunca lui s-am întreaga vale gongorot devenea o grădină de flori și pom care dădeau rot. Era destul să-și pună inelul, să și-l revendice, și toate aceste gânduri puteau deveni realitate. În acest ceas de ispitire, ceea ce l-a ajutat să se țină tare a fost mai cu seamă iubirea pentru stăpânul său, dar și simplul său bun simț de hobit. care încă mai zăcea necucerit în străfundul ființei sale, știa, în adâncul sufletului, că el unul nu era îndeajuns de mare să poarte o asemenea povară, chiar dacă închipuirile sale nu erau doar un șiretlic pentru a-l face să se dea de col. Mica grădina unui grădinar liber era tot ce-i trebuia și îi se cădea, nici de cum grădina devenită regat și erau de ajuns mâinile sale două ca să o lucreze, cât uște puțin mâinile altora, cărora să le poruncească și oricum toate bazaconile astea sunt o șmecherie, își spuse el mardibui și m-ar încolți înainte să apuc să strig văleu. Mardibui cât ai zice pește dacă mi-aș pune inelul acum în mordor. La naiba îmi pare că am tot atât de puține speranțe cât înghețul primăvara, asta e tot ce pot spune. Taman când mi-ar prinde cu adevărat să mă fac nevăzut, nu pot folosi inelul. Și dacă am să izbutesc ajung mai departe de aici, inelul ăsta o să fie o pacoste și o povară tot mai mare, cu fiecare pas. Și atunci, cei de făcut? Îndoielile lui nu erau chiar atât de mari. Știa că trebuia să coboare la poartă, fără să mai zăbovească. Dădu din numeri, ca pentru a se scutura de umbră și a alunga nălucile, și începu coborușul. Cu fiecare pas părea să se micșoreze tot mai mult, astfel că în curând deveni din nou un hobit mic și înspăimântat. Tocmai trecea pe sub pereții turnului, iar strigătele și larma luptei puteau fi auzite de urechile lui fără niciun alt ajutor. Ar fi zis că în acea clipă zgomotele veneau din curtea aflată în spatele zidului exterior. S-am străbătuse jumătate din potecă, atunci când de sub portalul întunecos doi orice ieșiră în fugă în lucirea roșiatică. Nu s-au întors către el. Ci se îndreptau spre drumul principal, dar deodată se poticniră, căzură la pământ și rămaseră nemişcați. Sam nu zărise nici o săgeată, dar își zise că fără doar și poate fusese răpuși de alți orci de sus, de pe metereze, sau poate pitiți în umbrele portalului, își continuă drumul, târându-se de-a lungul peretelui din stânga sa. Îi fusese de ajuns să-l cerceteze odată cu privirea, ca să-și dea seama că nu se putea cățăra pe el. Zidăria era înaltă de 30 de picioare, fără nicio crăpătură sau vreo muchie, până sus la buza răsfrântă, ca niște trepte răsturnate. Singura cale era poarta. Se târâ mai departe, întrebându-se câți orice or fi lăși în împreună cu șagrat, și câți erau de partea lui Gorbac, și ce pricină or fi având să se ciondănească, dacă asta era ceea ce se întâmpla acolo. După socoteala lui, ai lui Șagrat erau vreo 40, iar orcii lui Gorbac de două ori pe atât, dar, fără îndoială că patrula lui Șagrat nu era decât o parte din garnizoana lui. Mai mult ca sigur că se ciorovăiau din pricina lui Frodo și a prăzii. Sam se opri o clipă locului, căci dintr-o dată îi păru că totul se limpezea, aproape ca și când ar fi văzut cu propvii săi ochi ce se petrecea acolo. Vesta de Midril, Asta era, Frodo o purta, iar ei o găsiseră. Și din câte auzea Sam, Gorbaga marnic ce mai râvânea la ea. Numai că poruncile turnului întunecini erau deocamdată singura apărare a lui Frodo și dacă acestea nu erau luate în seamă, Frodo putea omorât în orice clipă. Hai, trântor prăpădit ce ești!" strigă Sam pentru sine. Înainte, scoase sabia sting din teacă și o rupse la fugă către poarta deschisă dar chiar când era să treacă pe sub bolta ei mare, simți un soc, ca și când nimeri se plină fugă într-o plasă, ca aceea lui șelop, numai că invizibilă. Nu vedea niciun obstacol, însă ceva mult prea puternic pentru ca voința lui să-l înfrângă și se pusese în drum. Se uită în jur și abia atunci îi zări în umbra porții pe cei doi veghetori. Parcă erau niște ființe uriașe așezate pe tronuri. Fiecare avea trei trupuri lipite unul de altul, cu trei capete care priveau în afară, înăuntru și în partea cealaltă a porții. Capetele aveau chipuri de vulturi, iar pe genunchii menși erau așezate mâini îngerate. Figurile astea păreau tăiate din blocuri mari de piatră, de neclintit, și cu toate acestea stăteau de strajă, un spirit înspăimântător al vegheitică luase sălășluia în ele. Știau din prima clipă cine era dușman. Nimeni nu putea trece de ele nebăgat în seamă, fie el chiar invizibil. Nu i-ar fi îngăduit să intre și nici să scape, odată ajuns înăuntru. Oțelindu și voința, Sam se aruncă încă o dată înainte, dar se opri cu o smucitură, plătinându se ca și când ar fi primit o lovitură în piept și în cap. Neștiind ce altceva să facă și răspunzând unui gând neașteptat cei răsări în minte, s-a îndrăzni un gest de mare curaj. Coase încet sticluța primită de la Galadriel și o ridică în sus. Lumina sa albă prinse iute putere, alungând umbrele de sub arcul porții. Monstru și veghetori stăteau acolo reci, nemișcați, arătându-și întreaga hidoșenia formei lor. Preț de o clipă, s-am surprins o săcălipire în pietrele negre ale ochilor lor, atât de haină încât îl făcu să se chircească de frică, dar încet, încet, puterea lor păru să șovăie și să se preschimbe în teamă. Dintr-un salt s-am trecut de ei, însă chiar în aceeași secundă și tocmai când pitea sticluța înapoi în sân, simți ca un fel de coardă de oțel care plesni în spatele lui. Semn că veghetorii își reveniseră la starea lor de veche. Și din capetele acelea crâncenețâșni un țipăt scuțit ce se izde zidurile falnice din fața lui Sam. Undeva sus, la mare înălțime, un clopot răgușit bătu o singură dată, ca un fel de semnal de răspuns.